Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi vom avea o temă diversă. Vom discuta despre cooking. Și cum mi-a venit această idee? Fiind căsătorit cu o soție scumpă, Anca, de care mulți știți că am spus multe povești și având copilași, mi-a venit de această idee să venim în ajutorul mămicilor ca să poată să gătească ceva gustos, foarte frumos, ca la restaurant. Și astăzi am onoarea de a-l avea ca invitat pe șef Sebi, sau șef Sebastian, care a fost la această emisiune, șef la cuțite, și a avut performanțe extraordinare, dar nu numai atât. A fost și directorul executiv a șefului Scărlătescu. Sebi, Domnul Iisus Hristos te binecuvânteze. Bine ai venit la De Vorbă Podcast. Ce faci, cum ești? Foarte bine, încântat și așteptăm să-i dăm drumul la treabă. Înainte de a da drumul la treabă, vreau să le spun puțin ascultătorilor noștri și celor care ne vizionează cum ne-am întâlnit noi. Eram la Răcătău, întâlnirea Bisericii Betel și am fost mai mulți slujitori din Biserica Betel și am fost și cu copiii, cu soțiile și eram atât de obosit, na, viața de părinte, cine are copii mici înțelege foarte bine și ajungem la momentul mesei. Și acolo văd o supă cremă foarte bună, care avea un miros superb. Și în momentul în care iau prima lingură, dacă ai văzut desenul animat Ratatouille. Da, ce l-am văzut. Film. Exact, și film. Deci da. În momentul respectiv când am luat lingura aia, deci în capul meu am avut artificii. Soția mea a culcat atunci copilașii și am zis, draga mea, vreau să gust ceva extraordinar. Am mers la bucătărie, am dat mâna cu tine și am zis, poți să-i faci soției mele ce ai gătit aici? Și ai pus un zâmbet în inimile noastre și pe fața noastră. Și am zis că mi-aș dori și ca ascultătorii mei să beneficieze de asemenea mâncare. Așa că, pe lângă discuția pe care o vom avea, te rog frumos, spune-mi cu ce te pot ajuta. Păi, Andrei, bine venit în bucătăria mea. Mulțumesc frumos. Eu zic să începem cu începutul. Te rog. Ca de obicei, când aduci pe cineva în bucătărie, îl pui la munca, la tăia ceapă. Ok. Deci o să te las să tăi tu ceapa, ca să lăcrimezi tu. Vrei să mă faci să plâng. Da, bineînțeles. Eu însă doar o să te supervizez, știi? Okay. Aici o ceapă. Ți-am și curățat-o eu, deci să ne înțelegem. Am onoarea să folosesc că de la șef. Te rog frumos. Deci, dragilor, uitați aici cuțitul de la șef la cuțite. Mulțumesc. Asta ai lucrat tu greu pentru el și acum am eu ocazia să-l ating. Deci începem, tăiem ceapa. Ok. Este vreo tehnică să nu plângi? Sau? O să tăiem brunoaz. Okay. Brunoaz înseamnă mărunt. Uh-huh. Când zici brunoaz, nu înseamnă mărunt. Cât de mărunt? Când brunoaz e brunoaz, un mărunt. Okay. Ce tăiem în două. Deci așa. Te înțeleg degete. Așa. Așa. Bun. Și acum? Hai că simplu. Și acum? No. Nu încerca. Uite, ți arăt, da? Pune cuțitul jos. Niciodată nu le dim. Nu, lasă-l jos. Să le iau. Așa, uite. Ah, ok. Și astea ți le ții așa să nu ți le tai, nu? Da. O să-mi dau jos și mănușile, că lucrez mai bine. De obicei, bucătarii lucrează fără mănuși. Acum noi suntem bucătari, gătim pentru noi. Deci așa, nu? Da. Așa. Nu, da, numai vârful bagă-l, Andrei. Te rog. Deci numai vârful, așa, așa începi. Nu așa, că îl tai tot, uite așa. Înțelegi? Așa. Am emoții. Aoleu, ceapa. Cum e ceapa? Facem o salată din ceapa asta, nu e nicio problemă. Nu mai tăiem brunoaz niciodată. Așa. Hai că tot am început. Am început bine? Așa? Da, ești de nota 10. Bun. Și acum, cum o tai tu? Deci le pui la loc, le... Hai să vedem. Trebuie să mă ajut aici, că nu știu. Bun, ok. Hai. Tu pui întrebările, eu lucrez. Ok. Îți răspund, mă urmărești. Sigur. Bun. Hai să vedem, deci așa se taie ceapa brunoaz, îi spune? Brunoaz, da. Super, fain. Deci trebuie cât mai mică. Da, da, brunoaz. Prima. Ce te atui un julien? Julien, uite că am învățat ceva nou. Ce vreau să te întreb, ce gătim prima dată pentru cei care ne ascultă și se uită la noi? Azi o să avem, o să gătim așa, un pui cu mentă și gutui. Ok. Deci mergem de toamnă, avem mentă este peste tot. Și avem gutuia. Gutuia va fi baza. Și să facem un pic de sos și îl vom servi peste orez. Orezul avem deja fiert, l-am fiert, e ok. Super, super. Și astăzi câte rețete vom avea? Azi o să facem două rețete.
Mamă, ce frumos. O să facem... vom face puiul și după aia vom face fructe de mare. Oh, adică fain. Creveți. Creveți cu dovlecel, ca să mă duc direct în română, să nu mergem în... Bun. Acum vom lua puiul. Așa. Care e curățat, spălat, da? Tot timpul. Aici avem partea de care vine jos, știi? Mușchiulețul, să zice. O să-l folosim și ăla, poate la un moment dat. De obicei am văzut când iau bucătarii profesioniști un pui, tai anumite părți ale puiului. Care da. Sunt părțile de editat și de ce? De evitat, mă scuze, și de ce? De exemplu, asta e o carne foarte face de mușchiulețul de pui, știi? Okay. Partea asta. Din asta de obicei să fac grunjanele de pui. Uh-huh. Știi? Vezi? Grunjanele de pui. Ah, mulțumesc. Legit așa frumos. Panerate în făină, nou, știi? Uh-huh. Dar noi o să gătim cu ele. Bun, începem așa. Simți că te pișcă ochii? Nu, nu, nu. Dacă n-ai tăiat ceapa, normal că nu te pișcă. Bun. Trebuie să avem grijă la pui, Andrei. Uh-huh. Aici de obicei mai rămâi oase. Uite, vezi cum l-am simțit eu. Vezi? Uite de aici. Vezi? Un os. De asta la șef la cuțite erau foarte drastici când venea proba cu puiul. Da, sau cu, nu? Da, știi care e ideea, Andrei? Uh-huh. Se pot întâmpla două chestii. Ajunge preparatul în farfurie acasă, la familie, îl tai și o să simți osul, știi? Nu ești obișnuit să simți osul, știi? Uh-huh. Da, în alt ordine de idei și îl tăiem fușiuțe. Deci începem cu asta. Dăm drumul la plită. Okay. Aici, la foc mediu, mare, mic, cum? Noi avem o plită pe inducție. Noi lucrăm acum pe inducție la un foc mediu. Și pentru omul de rând care are acasă aragaz, cum mai recomanda să fie flacăra? Flacără mică, nu foarte, foarte mare. Ca să nu sardă. Da, depinde ce gătești. Noi folosim prima dată, uite-te Andrei, avem un ulei de măsline extra virgin, nu știu ce, care are infuzat deja gata, avem usturoiul, știi? Am înțeles. Și dă și o anumită aromă. Da. Bineînțeles, o să punem și unt. Uh-huh. Fără unt nu gătim, dar trebuie să punem și ulei, că altfel degeaba punem... La ce ajută untul? Asta am vrut să te întreb. Am văzut mai mulți bucătari că pun. În momentul în care punem untul, îi dăm o cremozitate, știi? Am înțeles. Deci, și trebuie să lucrezi cu el la o temperatură scăzută, mai ales că lucrăm și cu uleiul de măsline. Și de ce la o temperatură scăzută? Că dacă nu se arde. Ok. Dar să știi că, Andrei, și untul, uh-huh, chiar dacă îi ars, de exemplu, sunt unele preparate care se servesc cu untul prăjit. Uh-huh. La o supă de linte, la... supă de mazăr deasupra, știi, să pui untul prăjit. Uh-huh. Unde vezi? Foarte frumos. Are o cremozitate, dacă da? Dacă te mă arăta și la cameră, da, puțin. Ce este culoarea lui? Super. Bun, după care punem puiul, Andrei. Asta așa o să pun... Da, te rog, deci te rog frumos să lucrezi și tu ceva. Vede. Punem așa? Așa, sigur. Mulțumesc. Mai punem tot. Mulțumesc. Întâi prăjim un pic puiul. O întrebare, cum a început pasiunea pentru bucătărie? Știi cum e? Am mai primit întrebarea asta. Nu știu, unii zic din nevoie, unii zic din... Nu știu, cred că nu ziua de vină pentru pasiune, fiindcă de-a lungul vieții mele am avut multe, să zic, meserii. Îmi plăcea de mic să gătesc, dar... am avut etape ale vieții, știi? Mi s-a terminat o etapă, am lucrat într-o firmă, s-a terminat firma, mă rog, s-a oprit. Știi, niciodată Dumnezeu nu m-a lăsat să cad, știi? S-a terminat o etapă, am început alta. Și cred că am început în viața mea, cred că 3-4 etape, așa, știi? Și tot timpul a fost mai bine și tot timpul am zis că are un plan, știi? Exact așa și cu gătitul. Mi s-a evit oportunitatea, am făcut o școală. Am evoluat, mi-a plăcut, am învățat, am fost la concursuri prin toată lumea, pot să zic așa. Și... deci ai experiență vastă, dar totul mă gândesc că a început prima dată când ai gustat mâncare de acasă sau... de exemplu, la mine, de ce mi-a plăcut să încerc anumite lucruri, deși am foarte multe de învățat, sunt pasionat, să spun așa, a fost că mâncarea bunicii, nu pot să-i gustul, mâncarea mamei. Da. Pe vremuri știi foarte bine să făceau mâncărurile simple, da, adică nu erau atâtea sosuri, atâtea... Mergi în magazin, ai un raft întreg cu sosuri, un raft... Din ce făceam? Mai aveai un pui, nu mai aveai, dacă l-aveai de casă, care îl fierbeai câte 5 ore. Mai tăiai porcul iarna
și îți duceai carnea până... Da, asta văd că e o diferență între bucătăresele de atunci și cele de acum. De exemplu, generația noastră nu este obișnuită și de asta când te-am invitat am zis să facem o mâncare care să fie rapidă. Ții minte când lua curcanul, bunica, durea 6 ore până când exact. Era gata. Că aveau timp și le plăcea. Noi acum vrem totul rapid, dar să fie și sănătos. Și... Acum, știi, vorba aia, suntem la un click distanță. Da, da, da. Și eu, mai multe lume zice, wow, zice la soție, vai, sau la copii, vai, ce onoare pe tine, ce bucurie să fii bucătar. Și copiii mei zic, da, într-adevăr, dacă știi cât comand eu de pe aplicație. De ce? Unul, că nu am timp, sunt mult plecat. Scuze-mă, asta e o mică întrebare și o curiozitate pe care o am. Bucătarii care gătesc fain, ca tine, frumos, gen da. Gordon Ramsay, Scărlătescu James și alții, Oliver. Ei au, da. James, Jamie Oliver, ei au timp să-și gătească acasă? Sau doar pentru alți oameni și sincer? Știi povestea cu pantofarul, cu nu. Păpucii rupți? Nu. Era pantofarul și tot timpul îți dai seama că e pantofar, dar el avea pantofilul, pentru că nu putea să-și repare pantofii lui. Le punea în sufletul. Sau templarul crepa ca... în casele exact. Altora lucruri exact, frumoase, exact. Pentru... Când are... Bine, nu e o regulă, că mai gătesc și eu, deci nu este o regulă. Mm-hmm. Bun. Am pus puiul, așa, o da. Să-i dăm o față. Cam câte minute l-ai lăsat la făcut? După ochi, după... Să nu sară. Trebuie să fie făcut. Ideea, dacă avem, uite, vezi, avem... uite-te, Andrei aici. Avem un pic de crustă pe el, știi? E ok. Da. Îi dăm sare. Așa. Știu că sarea e foarte importantă. Da. Părerea nu... Îi dăm piper. Bun. Acum, ce o să te las pe tine este să... Mânușa, pot să mi-o scot? Da, te rog, scoate-ți-o că e ok, acum nu mai... Mi-ai explicat faza da. Asta că bucătarii să... nu... Da, aici avem mentă. Acum ce o să-ți dau ție un lucru foarte, foarte greu de făcut. Ok. Este să rup menta. E greu pe bune? E foarte greu, deci crede-mă, e un procedeu. Deci va trebui să faci așa. Eu nu să taie cu cuțitul, știi? Uh-huh. Ca și busiocul, se rupe. Așa, te rog frumos menta. Da. Cât mai fărămițată sau... Așa, cât mai măruntă. Mai măruntă. Deci se simte aici în studio miros de mentă, foarte frumos. Da. Povesteam înainte de podcast că mi-aș fi dorit tare mult să fiu unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos când da. El gătea mâncare foarte bună. Așa. Ar fost un deliciu. Bun, deci așa se face da. Asta. Ce face menta? Aromatizează mâncarea? Da, aromatizează. Uh-huh. O să-i dea un gust extraordinar. Și aici avem o gutuie. Ok. Și la gutuie scoatem... Da. Îi scoatem miezul cu ușor, cu atenție. Da. Okay. O să te las să tai tu gutuia în fâșii foarte subțiri. Atenție să nu te tai. Sigur. Eu o să-ți o curăț de coajă. Coaja nu se va găti la gutuie niciodată. De ce? Nu se va găti, că e foarte tare. Deci va trebui să trebuie să o fierbi. Ori noi facem o mâncare rapidă. Uh-huh. Avem untul, avem uleiul de măsline, puiul, am pus ceapa. Da? Okay. Cât mai fărămițat asta? Da, cât mai subțire, cât felii subțire, cât de subțire poți tu? Ușor, ușor, ușor. Degetele, vezi că da, așa. Dacă ții degetele așa, le pui la înaintare și atunci nu-i... Pleci acasă fără... Pleci acasă, strigă medic. Ah, vreau să întreb faza cu medic de la cuțite, la emisiune. Își tăiau mulți degetele. Am părțit-o și eu la filmări. Dar deci de ce? Am bătut-o și la filmări, deci presiune? Nu... Da, Andrei, presiune, timp, e... Uh-huh. Uite-te, Andrei. Simți? Mamă, bun, stai, acum dăm menta, pune menta. Și acum mai fărămițez asta? Nu. Ok. O tai și aia? Nu, e suficient. Deci avem nevoie cam de o jumătate, ca să știu. Uh-huh. Am avut un piept de pui cam în jur de... stai, vreo... 400 de grame, să zic, uh-huh. Da? Unt, o lingură de unt, okay. Ulei de măsline 50 de mililitri maxim, pot nici atâta. Îți povesteam la un moment dat că când erau la masă, da. Domnul Iisus Hristos atunci vorbea subiecte foarte profunde cu ucenicii lui și mi-aș dori să atingem un subiect foarte important. Îți prezentam desenul din spate, cum a trecut tatăl meu prin moarte clinică, infarct, stop cardiac și... Au fost declarat mort și după aceea Dumnezeu l-a înviat din morți.
Dar mi-ai spus că și tu ai avut o experiență asemănătoare și aș dori să povestești publicului nostru ce s-a întâmplat. Am rămas impresionat. Am vrut să... Da. Deci în... Să mai gătim un pic asta. E destul de... Nu e greu de vorbit. E... Greu să retrăiești. Chiar în ziua în care am făcut infartul, trebuia să am o masă pentru un frate de la biserică, Emanuel. Vinea cu firma și am zis că ne întâlnim undeva în importanță și trebuia să le gătesc eu în fața lor așa cum fac cu tine. Cu compania lui, cu... Bun. Asta era dimineața. Mi-am pregătit exact așa aici, am pregătit la masă, mi-am cumpărat tot ce trebuia să-mi iau și asta trebuia să vină la ora 1. Îmi dădea mesaj Emanuel, ne întâlnim, zic, da, zic, nu știu, stai, da, ne întâlnim, zic, e ok. M-am zis de dimineață că nu mi-e bine. Să o scurtez. N-am fost bine deloc, simțeam apăsări în piept. Deci am știut eu că ce... N-am știut. Ceva nu-i în ordine. Am simțit că ceva nu-i în ordine, dar n-am știut despre ce vorba. Ideea era că cu câtva timp înainte, să zic că o lună de zile... Foarte frumos. Se simte. Butoia și mentă, da. Frumos. Cu ceva timp înainte, cu câteva... O lună, să zic, cred. M-am deschis telefonul. Random. Hai să luăm așa, random. La întâmplare, da. Da. Și era acolo la reclamele Google, unde îți nici măcar nu intrase, nu știu dacă era Facebook sau ceva, sau m-a direcționat, nu mă întreba, că nu mai țin minte. Ce se întâmplă când faci, sau care sunt simptomele pentru infarct. Și scria că te țeapă, că te doare, că ce simți. Mă, era interesant, l-am citit tot, deci de obicei nu citesc astea, nu stau. Să mă uit, deci chiar nu aveam din ce să citesc, da. Deci nu aveam din ce. Sănătos, fugeam, mă alergam, nicio treabă. Și am zis, bă, hai să-l citesc. Și l-am citit, vezi, uite, avem, foarte facem o paranteză. Arată. Da. Foarte frumos. Și zic, hai să-l citesc și l-am citit tot. Și acolo scria simptomele. Dureri. Și, exact, tot. Da. Și când am pățit asta, mi-am dat seama, zic la soție, măi, se întâmplă ceva, nu e ok, nu mă simt bine, ce, du-te la doctor. Sună-l pe domnul doctor de familie. Zic, ok, da. O să-l sun. Cum punem, am pus menta. Da. Punem puțin apă, da? Așa. Și explicăm celor de acasă da. ce și-am pus puțin apă. Ok. Așa. Și acum lăsăm să se frăgezească un pic. Uh-huh. 5 minute. Până spun. Și zice, sună-l pe doctor de familie. L-am sunat? Nici. Toate cumva... Ei, nu pot să explica. Deci, nu, doar cine are încredere și știe despre ce e vorba. Și l-am sunat și mi-a intrat mesageria, deci era închis telefonul. Ceea ce la ora 12:30, asta era vreo 11. N-avea cum să-i fie lui telefonul închis, fiindcă el era de serviciu, era de gardă, era la cabinet, doctorul de familie. Și am zis, ok, telefonul închis. Încă o dată, nu avea de ce să-i fie închis, dar i-a fost închis, fiindcă sunt convins că dacă sunam pe el, îmi spuneam, ai tu ceva, du-te, ia un paracetamol și dormi, exemplu. Eu eram deja în preinfarct, deci asta era vreo 11. Și mergeam cu mașina așa, la tine la soție, băi, nu mă simt bine, ceva se întâmplă, deci nu mă simt bine absolut deloc. Și zice, sună-l pe doctorul de familie, l-am sunat, te-ai închis telefonul, ce nu răspunde. Ce du-te la urgență, nu, zic, tu rămâi tu acasă și mă duc la doctor. Ei, am luat, nu știu cum am ajuns, deci nici în ziua de astăzi, nu știu cum am ajuns la UPU. Cu mașina. Îți spun eu, Dumnezeu te-a ajutat, asta e clar. Mulțumesc, deci nici nu se pune problema. Dar, așa dacă... Înțeleg. Înțeleg să... Dacă încerc să-mi... Explic rațional... Rațional, nu. Nu găsești explicații. Am ajuns la OPU, când am ajuns la OPU erau cu secțiile COVID, eu mă simțeam rău, ei să-mi facă... Deci experiența a fost relativ recentă, adică... În 23 martie, acum, anul ăsta. Anul ăsta? Da, anul ăsta. Deci eu am ocazia să vorbesc cu un om care a fost mort. Stai, ajungem și acolo, stai, bun. Nu te grăbi, că eu nu m-am grăbit. Zic că sunt impresionat de... Da. Așa. Și am ajuns la OPU, băia să-mi facă testul COVID cei de acolo și am zis, mai punem un pic de mentă, da? Mai infuzăm menta, da? Să te ajut. Hai, te rog, operațiunea asta e mai grea și de invers tot timpul, da? Andrei, dacă vrei, nu, așa, uite de aici, încep, așa, de la jos. Cap. Da, frumos. Vezi? Deci așa, nu? Ai, exact. Ai văzut? Mă învățat altceva. Așa, și erai la OPU? Am ajuns la OPU. Să vă facem test COVID. Da, așteptați. Măi, nu se poate, că zic, nu mă simt bine absolut deloc. Da. Am avut o cunoștință, în fine, am sunat, a venit ea, m-a ajutat, m-a preluat, m-a pus direct în UPU. Mm-hmm. Am intrat, deci cred că cam, cred că a durat vreo 20 minute cât am stat acolo. 20 de minute eram în UPU. Da.
Și ceea ce au fost, m-a întrebat lumea, dar cu ce ați venit, cu salvare? Era cunoștința mea acolo. Și zice, nu, am zis că am venit cu mașina, știi? Și bine, l-am deja pus pe aparate, l-am pus, îmi dădeseră medicamente, ce se dă, știi? Poți să-l pui acolo. Mulțumesc. Și zic, zice, dar cum ați venit cu mașina? Zic, da, cu mașina, zic că aici am parcare în fața spitalului. Ce nu se poate. Zic, ba, se poate. Au venit doctorul, medicii, eram monitorizat. Și la un moment dat erau toți acolo, zic, haideți să vedeți. Eu chemam pe toți doctorii de acolo. Deci eu eram un preinfar, nu știu, cam de ceva vreme. Adică eram grav. Și la un moment dat s-auzea... Bipul ăla. Bip, bip, știi? Mai neregulat, mai... Ce haideți să vedeți imediat, acum mai intră în infart. Și nu m-am pic. Deci eu stăteam și mă uitam. Ce s-a întâmplat în inima ta când ai auzit? Nu, eu stăteam și mă uitam la ei, îmi sunam telefonul, mă suna fiică, mi-am zis, mă uitam, ce se întâmplă, știi? Ce de să vedeți? Și nu m-am zis, știi, pulsul și dintr-o dată o dungă, o linie. Eu am rămas conștient, eu mă uitam la ei și nu mai era oprit, așa, deci, știi? Bine, tu ai un stil de a povesti foarte captivant și foarte comic și ține să râzi când auzi asta, dar dacă ar fi acum să nu povestești cu stilul tău comic, practic, tu ai murit. Ei, m-am dus, mi-a făcut inima poc și gata. Nu, deci așa a fost. Da, s-a oprit. Nu știu cât a durat. Deci aici eram... Bă, dar doctorii ce au zis ei atunci? Ei stăteau în ușă și se uitau. Erau doctori, rezidenți, mai mulți. Deci pentru ei a fost un caz foarte interesant. Că am ajuns în preinfart, am ajuns cu mașina, am parcat-o, am închis-o, am intrat înăuntru. Bună ziua, cu relație, cu vă rog frumos să mă ajutați să intru. Stați un pic. Tot felul de aparate, tot felul de... pe venă, pe... Și acum, gen, un pic, așteptați, acum intră și... Și s-a auzit linia. Gata. Nu știu cât a durat. Nu cred că a durat, nu știu cât. 10, poate, secunde. Dar deja eram... Deci ei te monitorizau pe tine și ca la un film e situația... Deci, având toate lipite pe tine și mai departe, ei deja vedeau, urmăreau, da. Știi? Dar eu deja eram cu... medicamentele cu adrenalină sau ce mi s-o dat pe vene, deja eram cumva în control. Dar dacă nu ajungeam, nu mai eram în control, nu se întâmpla. Și medicii și după aia au zis și... Bun, și trecând peste asta... Corect? Am avut ajutorul și am avut norocul ăsta la Dumnezeu, încât după, de la UPU, în o jumătate de oră deja eram pe masa de operație. În Institutul Inimii, m-am luat cu salvarea, am ajuns acolo, m-au pus, m-au tăiat, m-au pregătit să-mi bage stand. În momentele respective, tu ce ai simțit? Dacă era să mori, ce ai simțit în inima ta, pe bune? Mă, nu știu dacă am simțit ceva. Dacă era să mor, muream, dar cred că Dumnezeu mi-a mai dat o șansă, știi? Stai că încă nu, tu încă mai rămâi. Dumnezeu te mai lasă în viață, înseamnă că nu a terminat ceea ce au început cu tine. Și am un verset, pentru că îl simt acum doar Dumnezeu să-l spun. Este un verset în Biblie care spune așa: fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul pentru slava sau gloria lui Dumnezeu. Adică, dacă noi stăm acum, amin, așa să fie, dacă noi stăm acum și tăiem ceapă, facem o mâncare gustoasă, asta o facem pentru Dumnezeu. Dacă mă duc pe terenul de fotbal, nu mă deconectez și spun, Doamne, acum joc fotbal pentru mine, nu. Atitudinea pe care eu trebuie să o am, oamenii din jur trebuie să vadă că sunt creștin. Ok, continuu mai departe, foarte interesant. Și am ajuns pe masă de la Institutul Inimii, m-au pus, m-au pregătit și nu, aici, poate eu nu știu să explic așa bine, când să-mi pună stand-ul să mă pregătească, nu mergea aparatele. Deci nu au mers aparatele. Deci nu merge efectiv aparatele care aveau... Vreau să te surprind foarte scurt. Când a venit la tatăl meu, era mort pe jos și a încercat să-i facă CPR, să-i... Resuscitarea. Să-i facă resuscitarea, nu mergeau aparatele. Te crucește momentele alea. Eu eram... Deci tu erai pe masă și... Exact, eram cu alea pe vene, pe alea și era un aparat foarte imens, mare, unde m-am băgat. Îmi dăduse ceva substanță de contrast să vadă unde e cheagul de sânge și mai departe și... aparatul ăla nu a mers. Și... zicea, ce nu merge aparatul, deci era foarte orbește, nu poți să ți-l facă, știi, că nu vede cum. Și asistentul a zis, dar l-a făcut celălalt astăzi, cred că l-a terminat. Și m-am mutat din sala aia, m-am dus mix în altă sală. Deci acțiune de ultimă secundă. Personal, cred că ai anunțat pe cineva de la biserică să roage pentru tine atunci? Da, soția a anunțat pe surori, pe frații de acolo. Deja începea să-i sune la soție, dragi ascultători, nu uitați aici, în momentul în care oamenii lui Dumnezeu se roagă,
Se întâmplă lucruri extraordinare în lumea nevăzută. De asta mereu rugați-vă lui Dumnezeu și veți fi surprinși de ceea ce se poate întâmpla. Ok, te-au dus, spune, rog. Zi. Nu, vreau să întreb ce s-a întâmplat mai departe pe masa de operație, dar dacă trebuie să vorbim despre rețetă, spui cum zici. Deci, operația a decurs bine, a fost ok, mi-a pus un stand. După ce s-a terminat tot procesul ăsta cu tine, care a fost reacția medicilor la final? O zis că acolo sus este cineva care vă iubește? Da, au zis, ați avut mare noroc, domnul Socală. Și mi-a zis, da, și noroc, și noroc, Dumnezeu a fost aici, clar, asta. Adică altfel nu, altfel... Au fost prea multe, cum să zic, prea multe ori s-au deschis. Deci, din momentul tu te în care... gândești, Sebi, că sunt fotbaliști la echipe care au multe vizite medicale, care joacă în campionatul Angliei, joacă în campionatul Franței, echipe, vorbim de echipe de top, care joacă în Champions League campionilor și mor datorită unui infarct. Deci probabilitatea ca cineva în urma unui infarct să moară pe bune și să fie dus... La voluntari este foarte mare. Și îndeosebi la pacienții tineri, doctorul a zis, cum am fost eu, 4-6 de ani, nu mi-a răspuns doctorul, m-am dus la opă, răspundea doctorul, stai acasă, n-ai nimic, nu mai apucam să stau acasă. Nu, bine, s-ar trebui să vorbească un medic, nu eu. Dar ce mi s-a zis? Nu conștientizează și am urmărit. Nu conștientizează, bă, într-adevăr poți intra într-un infarct, mă, ești tânăr, 4-6 de ani. Urcam căile, turzi, urcam munți, mulțumesc. Deci nu erau... Bun, am nevoie de o lingură de acolo, din spate. De acolo? Din spate, de acolo. Ok. O să vezi niște dacă muri. L-ai găsit? Da, da. Bun. Okay. Am schimbat acum puțin cadrul, ca să aranjăm aici frumos pe farfurii, ceea ce a pregătit șeful nostru. Uitați puțin totuși ce farfurii frumoase. Mereu am fost fascinat de farfuriile șefilor, pentru că au un estetic foarte colorat, foarte frumos. Chiar ăsta e ceva material special aici? Nu, e un porțelan. Bine, contează foarte mult să ai o prezentare farfurie și o să-ți arăt imediat de ce. Superb. Dintr-o perspectivă a cromaticii, a culorii, superb. Măi, da, deci cine nu e în studio n-are cum să înțeleagă ce e aici. Da. De asta, celor care sunteți acasă, îmi pare foarte rău, dar în descriere veți avea și noastră rețeta. Tăiem un pic de pătrunjel. Așa. Am pus aici, că n-am zis, am pus puțin ulei de susan. Da, nu. Da, dăm un pic de pătrânjel, ulei de susan și un pic de pesto. Și ce-mi dau seama acum, ca unul care sunt pasionat de domeniul ăsta, văd că toate aceste ierburi, sau microplante, le spune la astea. Astea sunt microplante, da. Dau o esență și o aromă aparte. Schimbă foarte mult gustul. Adică nu-i doar puiul cu untul și uleiul. Da. Bun. Măi, deci ca să concluzionăm povestea prin care ai trecut, mă bucur mult că ești în viață. Mă bucur că Dumnezeu te-a mai lăsat și nu-i... Credem că mă bucur și eu, știi, deci... Și tu și soția, da. Ai mai mulți copii? Da, o fată și un băiat. Mă, deci noi deja suntem prieteni buni. Știi că am o fetiță și un băiețel. Exact. I-am și văzut și pe soție. Okay. Aici avem un orez fier, bob cu bob. Okay. Da? Da. Orez basmati. Uh-huh. Bine, nu o să te saturi eu pe tine. Dar nici nu... Da? Vreau să duc acasă soției mele după. Păi de-aia zic. Așa, o să-l punem asta aici. Și după ce ai pus asta... Când ești la un cooking show și gătești un șef bucătar acolo, cei care filmează gustă ceva sau? Da, gustă. Am mai avut filmări pe la diverse televiziuni și mai departe și abia așteptau, deci erau, adică la alte emisiuni sau erau înaintea mea sau ceva, era un sunetist, mă rog, cine era pe acolo, 1, 2, 3, când începea și chestia cu de gătitele, mă, se umplea tot și de la... cine machiat și frizerul și toți erau aranjați așa, știi? Și râdeau, vedeai așa cum... Eu îi număram, știi, vedeam 4, 5, 6, vedea seama cam cât trebuie să fac mâncare, cât trebuie să fac, oricum puteai să faci mult, știi? Mai zic că este un compliment pentru un... Da. Bun, și acum este plating-ul. Da. Ce înseamnă plating? Să aranjez... Plating, să aranjăm farfuria, uite, o să-ți fac eu un plating. Ia să vedem aici. Așa, bine, ți-am zis... Ia să vedem... Măi, dar mai am o curiozitate în timp ce faci plating-ul. De ce la restaurantele cu stele Michelin se pune atâta de puțină mâncare în farfurie? Niciodată nu am știut lucrul ăsta. Acolo sunt gourmet tapas-uri, de exemplu. Sunt restaurante în
În alte țări, la noi nu prea sunt, sau poate sunt și la noi pe București, în Cluj cel puțin pe amuzat. Tapasuri, unde efectiv îți aduce așa o bucățică de pâine, un pic de brânzică, ceva brânzică specială, pac. Dar mănânci într-adevăr 70-80 de chestii din astea, 50 câte îs. Și dați tapasuri, știi, dar să guști, n-ai stesat. Tapas înseamnă? Tapas, exact. Înseamnă one bite, știi? One bite, o singură bucătură, da. Ok? Da, bun. Mi se pare foarte puțin. Da, deci hai totul să noi suntem... Bun. O să facem un plating. Da, acum înțeleg ce rost are și farfuria frumoasă. Da. Deci, albul ăsta cu... Uite așa. Ce frumos. Deci punem puțin sos, da? Trebuie să avem un pic de sos, un pic de cărniță. Uh-huh. Nu, stai că n-am terminat, deci ăsta îl punem deoparte. Avem nevoie foarte important de puțină ceapă. Eu am și vas, știi? Mie îmi place un pic de să fie crunch, un pic crunch, da? Uh-huh. Pentru românii adevărați. Da, uite, așa o să vezi. O să vezi la final. Da. O să vezi diferența. Și aici avem niște chives. Da? Mm. Dacă tot vrei să facem un plating. Da. Care a fost rețeta pe care ai făcut-o la șef la cuțit, ca să se ducă în următoare? Am făcut-o atunci un piept de rață, și o varză roșie. Așa. Ce fain, ce frumos. Așa, și acum trebuie să luăm, ar trebui o forfecuță aici, dar merge și așa. Astea microplante, da? Da. Aici avem toată farfuria în verde, știi? Da. Poți să te joci un pic cromatic, să pui un roșu, ceva, un ardei sau ceva și o să fac și chestia aia. Uite așa. Ia să vedem cum tăi ardeiul, chiar sunt curios. A, păi vom tăia doar pentru prezentare acum, știi? Uh-huh. Punem așa, o tragem ăsta mai la o parte. Chiar am văzut că lucrezi foarte curat. Și asta e un lucru pe care îl apreciez. Da. Deci mâncare sănătoasă, orez, carne, legume. Așa. Super. Intrăm cu o frunză de mentă care oricum se va mânca, se va servi și asta este poftă bună. Uitați aici, oameni, cum arată această mâncare. Mămici scumpe, puteți să gătiți asta pentru soții dumneavoastră sau soților pentru soții dumneavoastră și copiii se vor bucura de o masă delicioasă. Degustăm? Te rog frumos! Abia am așteptat să... Vreau să dau și ție. Te rog frumos! O să vedem. Hai, după tine aștept să mănânci tu întâi să vedem vreau dacă neapărat să e ok. De sosul ăsta cu... Ia să vedem aici să iau o bucătură mare. Promit în fața lui Dumnezeu, n-am mai gustat așa ceva. Deci n-am mai gustat o aromă din asta, am să mai iau una. Dar nu, nu pot să-mi explic, deci nu, este o explozie de... O secundă. Știu cum e frumos să vorbești mâncare în gură, dar... Este o explozie de gusturi și fresh, dar... Nu, deci tot ceea ce ai făcut e... Da, trebuie și pe degete. Ai menta, ai gutuie? Am, gutuia. Gutuia îi dă un gust tomnatic. Exact. Ai fresh-ul de la mentă. Ai puțin uleiul de suzan care îți rămâne pe papilele gustative. Menta fresh. Uleiul de suzan care aromatizează. Deci e simplu. Uh-huh. Am nevoie de ceapă, pui, gutuie, mentă. Ulei de suzan, orez. Și se simte la final, foarte interesant, și ceapa pe care am pus-o. După asta aroma de mentă de care mi-ai spus. Nu, e foarte frumos. E simplu, o poți face foarte, foarte repede. Adică ce avem nevoie? Bine, noi l-am mai mâncat și mai povestit. Dar e relativ simplu de gătit. Nu exact, e complicat. Exact. Am făcut o pauză scurtă în care n-am putut să nu mâncăm bunătățile astea. Toate, bineînțeles, i-am păstrat și scumpe mele soții și abia să ajung acasă. Și acum continuăm cu a doua rețetă. Șef, ai legătura. Da. Ce gătim? O să facem niște fructe de mare. Wow. Adică creveți. Shrimps? Da, creveți. Bun. Într-o rețetă foarte, foarte simplă, repede făcut.
Dacă mă uit la ceas, cred că în 8 minute se pot face. Perfect, mai avem 15 minute. A, așa, bun, deci putem sta. Am pus și pastele la fiert, da? Deci, descrim puțin rețeta. Paste cu creveți, da? Da. Și cu zucchini. Zucchini. Și trebuie să o descoperi pe parcurs. Bun, deci o să-ți dau rețeta, da? Fel, bun. Explozia abia aștept. Începem iară din nou cu ceapa. Te-aș lăsa iară să curăți ceapa, dacă cred că iară o tai toată și... Nu mă descurc la ceapă, la alte lucruri ai văzut că mă descurc. Am văzut, dar la ceapă nu... Bun. O să mai exersez acasă. Ieșim cu pastele. Pastele avem fierte, da? Am văzut folosit... important la paste să se scurgă apa. Da. De ce? Pui sare în apă, nu aruncăm apa, alt secret. Păi... Sunt gata, sunt fierte. Am folosit și niște pasta fresh, adică paste proaspete făcute de casă, nu uscate, nu în cutie, deci paste proaspete făcute în casă. Da. Le-am fiert, nu le-am fiert chiar de tot, o să vedem și de ce. Stau să-l punem deoparte, așa, le lăsăm aici. Deci da? Să lasă la scurs, da, de apă. Okay. Și punem tigaia. Tot la foc mic? Deocamdată îi dăm drumul și apoi vedem noi cât de mic. Bine. Hai să... Eu folosesc pe inducție. Acum, la inducție o să mergem undeva la 800 deocamdată, nu mai mult. Și începem cu ceapa. Pentru omul de rând de acasă, porniți foc, da, gazul la foc mic, spre mediu, niciodată tare, exact, că da, se arde. Da, mie îmi va lua puțină repetiție până când voi face așa. Da, ideea e că important e să o taie bine, știi? Nu. Cum e, tăiatul cepe nu e mare filozofie. Filozofia e că ustură de fiecare dată aproape. Da, am un lucru care mă surprinde. De ce nu vine să plâng acum când mă uit la ea? Fiindcă n-ai tăiat și n-ai lucrat pe ea, deci de-aia nu ai niciun sacrificiu la ea, deci nu ai nimic. N-ai avut niciun sacrificiu. Iar intervenim aici din nou cu puțin ulei. Ulei, da. Ulei de măsline. De măsline, da. La rețeta asta e ulei de măsline și usturoi. La rețeta asta o să fim foarte atenți. Că avem nevoie de unt și unt mai mult unt. Câte cuburi sau cum procedezi? Cam venim cu o ceapă mare. Da? Poți să încerc eu să fac acum o dată. Ia să vedem dacă... Să-i să pregătești telefonul, să sunăm la medic, nu? Ia, bun, așa. Ușor, ușor, ușor. Nu te grăbești că nu... Așa, bun, Andrei, bun, foarte bine, Andrei. Să nu mai faci asta niciodată. De ce? Da, uite, cum... Glumesc. Bun. Așa, bun. Că am prins curaj. Ai prins curaj, e bun. Mi-ai dat... E perfect, deci nici eu nu te am așa de bine, sincer. Hai, lasă acum. Mă gândesc să te iau, cenic. Da. Bine, eu mă asigur că totul e bine și nu ne rămâne. Da, da. Știi cum e în bucătărie? E bine, mai ales când ai și invitat, să nu lași nimic la voia întâmplării. Sigur. Cred că aici tu ai putea... Acum încep să lăcrimez, ai avut... Ai văzut? Da, da, deci da. În momentul în care lucrezi, bun. Așa. Continuă, Andrei, te ascult. Măi, în primul rând vreau să mulțumesc foarte mult pentru povestea de viață pe care ai spus-o. Și ce vreau să atrag atenția celor care ne ascultă este că noi aici nu discutăm doar despre mâncare. Spuneam exact. Mântuitorul la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, că hrana mea sau mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, adică Dumnezeu Tatăl. Noi ca oameni suntem trup, suflet și duh. Degeaba investești doar în trupul tău, pentru că într-o zi trupul tău va ajunge hrană pentru viermi. Cu toții o să murim pe acest pământ, însă viața nu se termină la mormânt. Acum, este foarte important să ai grijă de trupul tău, să mănânci mâncare sănătoasă. Dacă n-ai un trup sănătos, ai văzut ce greu este să trăiești. Dar în același timp, niciodată să nu uităm de sufletul nostru, de duhul nostru. Cum putem să avem grijă de ele? Citind cuvântul lui Dumnezeu, repetându-ți zilnic promisiunile lui Dumnezeu, repetând zilnic versetele din Biblie. După asta să te rogi lui Dumnezeu. De ce? Ca și cum noi vorbim, ca doi prieteni. Exact la fel făcea și Domnul Iisus Hristos. După ce avea lucrarea lui frumoasă, după ce stătea cu ucenicii, le gătea, după ce predica oameni, după ce îi vindeca pe cei care erau bolnavi, se ducea singur. Unde? În solitudine, nu singură, în solitudine. Era doar el cu Dumnezeu și se ruga, se încărca. Care este concluzia? Trebuie să avem grijă de trup, de asta nu mâncăm prostii, mâncăm mâncare sănătoasă, dar trebuie să avem grijă și de suflet și și de duh. Și asta am vrut să atrag atenția încă o dată. Bun, acum, luăm zucchini? Da. Mi-am tăiat, uite-te, vezi? Uite, vezi, dacă te uiți la ei, parcă îți decupați din revistă, sincer, sunt toți la fel. Deci, vezi, nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Nici n-am fost atent când ai tăiat. Ai văzut? Uite-te aici. Vezi? Sunt toți la fel, vezi? Deci nu lași nimic la voia întâmplării.
Am pus untul, punem țuchinii să se moaie, la un foc mic, nu mare. O să vezi importanța untului, că lasă o cremozitate și o să vezi și de ce avem nevoie de cremozitate. Ți-aș mai pune o întrebare, o curiozitate, câteva curiozități am. E adevărat că viața de bucătar este mai mult decât 8 până la 5? Sunt mai multe ori în zi? E adevărat că două întrebări, practic. E adevărat că viața de bucătar din spatele, unde aveți, unde pregătiți hrana și totul, este complicată, e grea, bineînțeles că ție îți place. Dar întreb așa, povestește-ne puțin ceea ce nu se vede în spatele cortinei. E foarte grea, e multă muncă. Și dacă și place și faci ceva cu pasiune, mai punem un, da? Da. Și o să vedeți de ce la final. Dacă faci cu pasiune, atunci mai uiți de oboseală, dar după vreme te ajunge, știi? Uh-huh. Cu un durere de spate, ba, deci e grea, e foarte grea. Dar e frumoasă. Când vezi, chiar asta mă gândeam când eram la Răcătău, nu știu câți oameni am fost, dar am fost ceva oameni. 60 a fost atunci, 60. Am vreo 60, da. Când ai văzut zâmbetele alea, chiar la un moment dat am văzut că ai venit să te conectezi cu noi, te-ai așezat pe scaun și te uitai așa la zâmbetele oamenilor. Ce sentiment îți aduce când vezi un om cu gustă din mâncarea ta? Wow! Și, da, sentimentul care îl încerci e unul de satisfacție, e clar. Ai făcut ceva cu bucurie. Și tu, când povestești la lume sau ai întâlnirile și vezi cum e captivat și asimilează și înțelege și acceptă și aprobă, ceea ce spui pentru tine o satisfacție imensă. Da, satisfacția mai mare este când știu că e cu bătaie lungă. În sensul că omul de acasă ascultă, este încurajat. Scuze-mă că sari de la un altul, că am văzut că ai făcut ceva și pentru omul de acasă întreb. De ce ai învârtit lămâia? O știi orice bucătăreasă. Am uitat că tu nu ești bucătăreasă. Nu sunt Da, era o glumă. În moi, deci practic, vezi, avem niște nervuri aici, vezi? Nervuri care separă pulpele de inimile astea, vezi, de franjurile astea de aici. Și atunci, în momentul în care apeși, pulpa respectivă se torsionează, se apasă. Și atunci, vezi? Wow. Și sucul ăsta de lămâie, ce fel de gust? Frăgezește. Ok. Deci ăsta, la orice ar fi, frăgezește. Bineînțeles, eu am făcut, am lăsat aici și, dă-mi altă lingură, Andrei, ce ai făcut? Așa, am scăpat și eu o boabă de un sâmbure, da, nu cred că o să te superi. Asta ca să vedeți că nu e nimic regizat aici, este mâncare între prieteni. Ia să vedem, șef, mai avem 7 minute, încadrăm? 7 minute, sigur, eu mă încadrez. Bun, aduți aminte când erai în competiție. Chiar, vreau să întreb. Când aici avem, acum punem gamberii, da? Da. Iar o chestie foarte importantă. Creveții, respectiv, dăm drumul la Maxim, așa. Creveții, respectiv, poți să iei congelați sau poți să-ți iei proaspeți. De multe ori, dacă ești acasă și vrei să faci repede niște țuchini, nu mergi la magazin. Sigur nu ai proaspeți, ai congelați, o pungă. Da. Ai luat punga, foarte important, creveții, nu... ce se întâmplă? Ia o gheață, pe o glazură de gheață. Dacă îi pui la dezghețat, cel puțin așa fac eu, asta e problema. Dacă îi pus la dezghețat, glazura aia, care totuși îmbibată cu un pic de aromă de fructe de mare, aia dispare de tot gustul din fructe de mare. Înțeles. Și atunci eu prefer să-i pun congelat, știi? De-aia am pus și aici. Și ei, stând în sosul ăsta, se... Mai, crede-mă, abia aștept, tot timpul mi-a plăcut. Asta va fi... Cireașa de pe tort. Da, mie îmi plac foarte mult fructele de mare. Bun. Vreau să întreb ceva referitor la timp. Tot îi vedeam pe concurenți, câteodată mă uitam la anumite secvențe din emisiunea la care ai fost. Da. Oamenii spuneau, nu mai am timp. Acasă, când gătesc, în bucătărie, îi ceva, când ești... Cum trece acolo timpul? Sau de ce trece repede? Acolo cred că trece mult, mult, mult mai repede. Uite și aici, suntem de cât, 50 de minute? Da. Îți vine să crezi? Da. Nu, urmează să facă 50. Acum mai sunt câteva. A, deci mai am. Deci avem usturoiul. Uitați-vă, oameni buni, cu câtă acuratețe și cât de rapid taie un șef profesionist. Eu pot să tai mai repede decât tine în visele mele. Sunt convins, de-aia ți-am cerut voie ca să-l tai eu. Ăsta îl tăiem fideluțe subțiri, da? Deci nu, da. Mă fascinează modul în care tai. Punem usturoiul. Okay. Uite, dacă te uiți un pic acum, vezi? Avem un sos, îl vezi?
Este, da, la cameră, da, așa. Este din cauza untului și apa din dovlecel, știi? Am înțeles. Bun. Așa, dăm drumul la foc. Am pus sare, am pus piper. Eu zic să le facem puțin iut, chili. Da. Ne place un pic iute? Da, da, da. Soției mele îi place, îi place. Bun, iute. Avem ardei iute. Nu foarte mult. Mă, da. Nu știm cât e de iute. Gustă tu. Merg pe mâna ta. Deci să nu-ți cadă. Eram, da. Apropo. E foarte iute. Vreau să spun, am mers odată. Atunci doar să nu-i fii foarte, foarte spicy. Ai nevoie de apă? Să bei puțin apă? Te rog, dacă ai nevoie, aici ai apă. Asta e acolo. Am făcut un experiment, știi? Am fost o dată și am mâncat mâncare mexicană. Da. Dar pe bune făcută de mexicani. Deci nu... Te rog frumos să mă crezi. Și era acolo mild și nu foarte hot. Și am zis că... Nu foarte iute. Am zis că gust mild. Da. Mild înseamnă așa... Nici. Păi când am luat în gură, îți promit, mi s-a făcut fața roșie și limba mi-a luat foc. Și prostia mare care am făcut-o a fost să iau o gură de suc. Deci iuțeala aia s-a dus pe gât. Da, da, da. Nu, adevărul e că ei au un cult al lor. Bun, gustăm. O, ce bine gătesc. Acum avem... cred că mai... Uite, poți să-l folosești și ăsta? Pe unde a fost? Vedem. Și acum punem... Mamă mea! Deci ăla avem un sos. Ai văzut, am ieșit relativ foarte simplu. Acum punem pastele. Incredibil. Le-am mai scumpunat toată în apă. Uh-huh. Apa e apa cu amidon, care o să îngroașe sosul. Foarte bun. Am pus spaghetele. Da? Andrei. Wow! Și acum așteptăm să jeie un pic de sos, da? Uh-huh. Bun. În unele locuri se mai pune și vin. Okay. Poți să știi că poți găti cu vin, pastorul, nu-i pastorul meu, că poți să gătești cu vin. Fiindcă acolo se evaporă. Se evaporă. Alcoolul. Se evaporă, da, și rămâne, da, doar, da, aroma strugurelui. Da. Mai dăm un pic de lămâie. Mă duc la câte un, în ăsta magazin și oamenii acolo știu că nu consumă alcool, că sunt creștini. Da. Și am zis că nu, noi, familia noastră, și așa se ridică conversațiile. Dar de ce nu consumă? Dom'le, că este mai înțelept. E mai bine. Nu avem nicio problemă. Da, exact. Dar pentru cei care sunteți acasă și vreți să puneți... Puțin vin, se poate pune puțin vin. Alcoolul se evaporă și rămâne doar... Așa. Așa. Vai, ce frumos arată. Punem pătrunjelul. Deci uite că se poate găti foarte gustos. Da? Exact. Și în același timp și... Mai dăm un pic de sare, că am simțit un pic de sare, că mai avem nevoie. Da? Da, dar vreau să spun, ăla ce am gustat mai înainte, sosul, e delicios. Da, bun. Și aici acum sunt două variante. Okay. Mie îmi plac așa. Deci mie pastele astea îmi plac așa. Uh-huh. Fără smântână de gătit sau, știi? Dar cine vrea poate să-și pună și un pic de smântână de gătit dacă îi place mai mult sos. Mai punem un pic de ulei de măsline. Uh-huh. Un pic mai mult, sare am pus, piper am pus. Pregătește tu farfurile, te rog. Sigur, e plăcerea mea. Dar o întrebare acum, ca necunoscătorul. Da. Dacă la final îi pui parmezan, îi dă un gust interesant sau îi schimbă tot gustul care are acum? Îi dă un gust interesant, da. Nu merge la combinația asta, așa-i? Nu știu, eu nu. Nu la așa grea. Okay. Deci eu nu așa grea... Pun aici farfurile, bine? Da. Deci eu nu așa grea acum să punem... Bun. Parmezan peste. Da, dacă faci aleolio cu creveți, atunci da. Dacă faci, știu eu, carbonara, dacă... Da, la bolognese, la... Bun, am pus astea aici. I-am dat un pic de sos. Așa. Da. Și o să vedem și de ce avem un mult sos. Deci, e opțional. Dacă vrei, poți să pui un pic de smântână de gătit sau nu. Acum... Arată superb. Asta, da, e în ultimele două minute cum facem noi plating-ul. Da. Deci aș mai sta aici încă câteva ore. Și eu cred că mai facem, că am continuat emisiunea și cu micul dejun și cu prânzul și cu cina. Uite, data viitoare o să ne gândim la o rețetă interesantă, da? Da. Ți-am spus că o să mă aștept și altă dată, a fost o plăcere și o bucurie. Da. Bun, hai să vedem acum cum face plating-ul șef Sebi. Bun. Bun, o să luăm astea, le punem aici. Sigur. Ține tu așa un pic, că vom avea nevoie de toată îndemânarea care se poate. Bun.
Așa, să nu murdărim masa. Bun. Bun, da. Hai perfect. Să fac o poză aici la... Da? Tu poți să faci liniștit. Uite ce frumos arată. Uite așa. Poți folosi o pensetă ca să le întorci, știi? Ce fain. Așa. Bun. Stai un pic, o să facem și farfuria ta de prezentare. Uh-huh. Da? Luăm așa niște paste. Chiar am văzut că la șeful la cuțit găteați o farfurie de degustat și una de prezentare. Da, erau patru farfurii. Trei la șef și una la... Uite, așa. Vom lua creveți. Câte minute mai avem? Zi, timp? Mai avem un minut. Aoleu. Dar dacă depășim cu 2-3 minute, nu-i problemă. Că se va înțelege. Dacă crezi că depășim prea mult, Andrei, da? Hai, eu zic că gustăm mâine astea, nu? Tu ce zici? Da, da, sigur, sigur. Uite așa. Le gustăm mâine, da. Dar arată superb. Îți mărturisesc că a fost o deosebită plăcere. Așa. Wow. Și eu sunt adeptul cepei pentru teată soțire. Soția mea, soției mele îi place foarte mult ceapa, deci pe dacă am să-i gătesc o dată, e foarte sănătoasă. Uite, așa crunch, gata. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să mai pui ceva? Microplante? Sau? Microplante, mai dăm 2000. Deci avem foarte mult verde, avem roșu, gata. Sebi, Domnul Iisus Hristos te binecuvânteze. A fost o onoare și îți mulțumesc pentru toate experiențele pe care le-ai spus și mulțumesc că ai împărtășit cu mine din toată experiența ta și te mai aștept și la un alt episod. Dacă ți-ai notat, da? Ți-ai notat tot. Mi-am notat tot. Deci vreau să vin eu la o emisiune de-a ta și să-mi gătești tu mie. Hai să vii la mine acasă și am să-ți surprind copița. Da. Deci acolo o să vezi. Bun. Bun. Dragilor, mă bucur că ați stat până acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, avem grijă de trupurile noastre, dar trebuie să avem grijă și de sufletele noastre. Să nu uităm că într-o zi ne vom întâlni cu toții cu Dumnezeu. Și cât timp îți bate inima, cum ai ascultat și experiența lui Sebi, a fost un moment în care s-a oprit inima. Dumnezeu l-a mai lăsat în viață, care are un plan superb cu viața lui, cum are și un plan superb cu viața ta. Iubește-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu te iubește pe tine. Ne vedem și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast.